ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un șofer din Republica Moldova a fost implicat într-un accident în România. Autocisterna pe care o conducea a intrat în plin într-un microbuz, rănind 15 oameni. Era pe dreapta, nu în afara șoselei, pe șosea care e în arestație aici. Putea să oprească în afara șoselei. Frumos, lua omul, pleca și nu se întâmpla așa ceva. Actualul lider al partidului condus anterior de Vladimir Jirinovski a îndemnat Moscova să-și sporească sprijinul pentru regiunea transnistriană, afirmând că aceasta îi aparține Federației Ruse. Biroul Politic de Reintegrare afirmă că declarațiile de acest gen sunt inacceptabile. Приднестровье это наша територия. И понятно, что главное, что по этой территории существует это экономика. Надо возрождать аэропорт Тирасполь. Надо, помимо молдавской ГРЭС, Молдгрэс, другие развивать инфраструктурно значимые проекты, и сейчас это идет. Мы в контакте и с высшим руководством, и с парламентом Приднестровья. Ucraina anunță că are cucerit mai multe localități din regiunea Harkov ocupate de ruși. Armata ucraineană continuă contraofensiva și în Herson. Un șofer de camion din Republica Moldova a fost implicat într-un accident produs azi dimineață în județul Galați, România. Autocisterna pe care o conducea a intrat în plin într-un microbuz. 15 persoane au fost rănite, printre care și 7 copii. Potrivit poliției, șoferul moldovean nu s-ar fi asigurat când a schimbat direcția de mers, iar astfel s-a produs impactul. Accidentul a avut loc în jurul orei 7:30 în localitatea Șivița, iar momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit poliției din județul Galați, totul s-a întâmplat după ce șoferul camionului, un bărbat de 30 de ani din Republica Moldova, nu s-a asigurat când a încercat să schimbe direcția de mers. În timp ce conducea un tir, a lovit în partea din spate un microbuz de transport persoane intrajudețean, care era condus de un bărbat în vârstă de 35 de ani din municipiul Galați. În urma impactului, microbuzul în care se aflau și 7 copii s-a răsturnat pe marginea drumului. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a 15 persoane, 7 adulți cu vârstele cuprinse între 18 și 55 de ani și 8 adolescenți cu vârstele cuprinse între 15 și 17 ani. Martorii spun că de vină ar fi șoferul microbuzului care s-a oprit pe carosabil pentru a îmbarca pasageri. El era oprit aici, era pe dreapta, nu în afara șoselei, pe șosea care e în arestație aici. Putea să oprească în afara șoselei. Conducătorii auto au fost testați alcooscopic, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri. Totodată s-a întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Un adolescent de 16 ani din Râșcani a murit după ce s-a lovit cu motocicleta într-o mașină. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară în satul Recea. Tânărul care conducea motocicleta a ieșit de pe un drum secundar fără să se asigure și a fost lovit de un automobil la volanul căruia se afla o femeie de 44 de ani. În urma impactului, adolescentul a murit pe loc. Testul alcoolscopic a arătat că șoferița nu era în stare de ebrietate. Poliția cercetează cazul. Doi bărbați au fost snupiți în bătaie la o stație Peco din Călăraș și urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Poliția anunță că agresorii au fost identificați și sunt cercetați în libertate. De la ce a pornit conflictul și cum ar putea fi pedepsit suspecții, aflați în jurnal. Liderul partidului condus anterior de Vladimir Jirinovski a declarat că Transnistria aparține Rusiei și a îndemnat Moscova să-și sporească sprijinul pentru o regiune. Acesta a spus că autoritățile ruse ar trebui să investească în proiecte de infrastructură din stânga Nistrului. Reprezentanții Biroului de Reintegrare au catalogat declarațiile ca fiind inadmisibile și îngrijorătoare. Приднестровье – это наша територия. И понятно, что главное, что по этой территории существует, это экономика. Надо возрождать аэропорт Тирасполь, надо помимо молдавской ГРЭС, Молдгрэс, другие развивать инфраструктурно значимые проекты, и сейчас это идет. Мы в контакте и с высшим руководством, и с парламентом
Приднестровье. Declarațiile au fost făcute de Leonid Slutsky, liderul unui partid ultranaționalist din Rusia, condus anterior de Vladimir Jirinovski. Autoritățile de la noi au spus că declarațiile deputatului rus sunt îngrijorătoare. Declarațiile de acest gen sunt inacceptabile, inadmisibile și ridică semne de îngrijorare în contextul prevederilor articolului 5 din Tratatul de Prietenie și Cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă din 19 noiembrie 2001, se arată în răspunsul Biroului Politicii de Reintegrare. Potrivit documentului, cele două părți condamnă separatismul și se obligă să nu sprijine mișcările separatiste. Reprezentanții Ministerului de Externe de la Chișinău ne-au spus că vor reveni cu o reacție. În ultima perioadă, mai mulți oficiali ruși au adus în discuții regiunea transnistreană, iar săptămâna trecută, ministrul de externe de la Moscova a declarat că orice acțiune care va pune în pericol securitatea trupelor ruse din regiunea transnistreană va fi considerată un atac asupra Rusiei. Atunci, ambasadorul rus la Chișinău a fost convocat la Ministerul de Externe pentru explicații. Situația din Transnistria este unul dintre subiectele emisiunii în profunzime din această seară. Ucraina anunță că a recucerit mai multe așezări din regiunea de nord-est a Harkovului ca parte a unui contraatac surpriză. Institutul pentru Studiul Războiului confirmă informațiile și precizează că acest lucru a fost posibil după ce trupele ucrainene au profitat de relocarea forțelor rusești către axa sudică pentru a desfășura o contraofensivă eficientă. Între timp, bombardamentele din jurul centralei nucleare de la Zaporojie nu încetează. Autoritățile de la Kiev le cer locuitorilor din apropierea centralei să evacueze zona. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat aseară că mai multe așezări din regiunea Harkov au fost recuperate de ucraineni. Liderul de la Kiev nu a menționat însă despre ce localități este vorba. Mai am хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців, і думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час назвати ті чи інші населені пункти, в які повертаються українські прапори. Pe rețelele de socializare apar tot mai multe videoclipuri cu avansul trupelor ucrainene în regiunea Harkov, dar și imagini cu soldați ruși luați ca prizonieri. Сидим в Балаклеї, ждем маршрутку на Белгород. Слава Україні! Героям слава! Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ucrainene au continuat loviturile asupra punctelor logistice rusești, a bazelor militare, a rețelelor de transport și a punctelor de comandă și control din regiunea Herson. Potrivit aceleiași surse, în ultimele două zile, trupele ucrainene au câștigat 400 de kilometri pătrați de teritoriu la nord-vest de Izium, ca parte a unei contraofensive în sud-estul regiunii Harkov. Între timp, orașul Energodar, unde se află cea mai mare centrală nucleară din Europa, a fost ținta unor noi bombardamente. Kievul a cerut cetățenilor din apropierea centralei să evacueze zona. Fac apel la locuitorii districtelor adiacente centralei nucleare Zaporojie. Evacuați! Găsiți o cale să ajungeți în teritoriul controlat de Ucraina, a spus vicepremierul Irina Verescuk într-un mesaj pe Telegram. Rusia neagă că țintește zonele civile și acuză Kievul de bombardarea centralei nucleare. Tot în regiunea Zaporojie, orașul Berdeansk, au fost lansate aseară tiruri de rachete. O înregistrare video în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky îl informează pe liderul de la Paris despre faptul că Rusia a invadat Ucraina a fost publicată pe internet. Filmulețul a fost făcut în dimineața zilei de 24 februarie în biroul lui Emmanuel Macron, iar în imagini se aude cum Zelensky îl îndeamnă pe omologul său să formeze o coaliție antirusească. In Kiev, in Odessa, and from Belarus. So we fight everywhere on our territory, everywhere in truth. We couldn't imagine that it's not the same like it was in 2014. So it's much better, much more. I mean that much more. În
discuția care ar fi avut loc în dimineața zilei de 24 februarie, liderul de la Kiev îi cere lui Macron să poarte o discuție cu Vladimir Putin, în care să-i ceară să oprească invazia. I think, Emmanuel, it's very important to you to speak with Putin and very important to make anti-war coalition. We are sure that the European leaders and Biden can connect and call him and say stop, he will stop. Videoclipul a fost făcut public pe Twitter de un corespondent de la Paris al postului național public radio din Washington. În iulie, pe rețelele de socializare a fost făcut public un film documentar în care apar câteva discuții dintre președintele Emmanuel Macron cu Vladimir Putin, purtate înainte de invazie. Presa străină a scris atunci că în aceste imagini se arată eșecul liderului francez de a preveni războiul din Ucraina și felul neserios în care Putin l-a tratat pe șeful de la Palatul Elysee. Конечно, я согласен. Абсолютно правильным направлением. Très bien. Tu me confirmes que tu es d'accord sur le principe? Je propose que nos équipes, sous la supervision de M. Ouchakov et M. Bohn, essaient de parachever un texte conjoint en forme de communiqué à l'issue de ce call. Я хотел идти играть в хоккей, разговариваю из спортивного зала с тобой, но прежде чем не отдам эти все команды помощникам своим там и соответствующим там, сотрудникам, буду приступать к физическим упражнениям. Invazia a început în dimineața zilei de 24 februarie, când Putin a anunțat o operațiune militară specială pentru demilitarizare și denazificarea Ucrainei. Câteva minute mai târziu, rachete și raiduri aeriene au lovit întreaga Ucraina, inclusiv capitala Kiev. O reuniune a Consiliului de Stat privind dezvoltarea turismului din Rusia l-a plictisit la culme pe președintele Vladimir Putin, care a tras un pui de somn în timpul acesteia. Лучше проценты, 3-4%, которые предприниматели могут успешно воспользоваться уже сейчас. Хотел бы поблагодарить вас за положительное решение. Nu doar Putin a moțăit la eveniment, vă arătăm imagini cu oficiali ruși care dormeau în timpul discursurilor imediat la știri. Procurorii anticorupție au efectuat astăzi percheziții acasă la fostul deputat socialist al Dolință. Oamenii legii nu au oferit detalii despre dosar, dar anticorupție.md scrie că aceasta ar fi acuzată de îmbogățire ilicită. Dolință nu ne-a răspuns astăzi la telefon. Solicitați de ProTV, reprezentanții Procuraturii Generale au refuzat să ne spună de ce infracțiune este bănuită la Dolință sau să ne ofere alte detalii despre dosar. Oamenii legii spun că vor reveni ulterior cu mai multe informații. Potrivit portalului anticorupție.md, care citează surse din cadrul Procuraturii, fostul deputat socialist ar fi acuzat de îmbogățire ilicită. Am sunat-o pe Dolință pentru a obține o reacție la acest subiect, însă telefonul acesteia este deconectat. Un document publicat de Comisia Electorală Centrală arată că Ala Dolință a fost unul dintre cei mai generoși sponsori ai partidului din care făcea parte. Mai exact, potrivit raportului privind gestiunea financiară din campania prezidențială din 2016, familia deputată a transferat pe contul electoral al candidatului PSRM Igor Dodon aproape 120.000 de lei. Anticorupție.md scrie însă că pentru parlamentarele din 2014, familia deputatei a făcut o donație de peste 500.000 de lei, deși veniturile declarate pentru anii 2012-2013 nu au depășit suma de 93.000 de lei. Anterior, jurnaliștii de la RISE Moldova au realizat o investigație în care se arată că sediul PSRM i-ar aparține Alei Dolința, printr-o firmă reprezentată de aceasta. Imobilul de peste 800 de metri pătrați, evaluat de cadastru la 6 milioane de lei, s-ar afla în proprietatea familiei Dolință încă din octombrie 2007. În declarația sa de avere, însă, socialista a declarat doar două apartamente, cumpărate la prețul de circa 40.000 de euro și 7.000 de euro. Totodată, aceasta declară două mașini de lux, dar și 7 terenuri agricole cu o valoare de peste 5.400 euro. Pentru funcția de deputat, Dolința a ridicat în anul 2021 un salariu de peste 235.000 de lei. Totodată, aceasta a mai obținut indemnizații de la Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova de peste 245.000 de lei. Deși a ocupat fotoliul de deputat timp de 8 ani, Ala Dolință a devenit cunoscută în octombrie 2020, când în timpul unei ședințe online a Comisiei Juridice Numiri și Imunități, mânca zeamă. Alexei, na prietna apetită, no, u nas ișo 5 minut 10, pajalosta. Sorry. Alexei, na, vâclicite хотя бы камеру. Ata, може,
Спасибо. Pe 11 iulie, Dolinț a depus cererea prin care renunță la fotoliul de deputat, menționând că părăsește formațiunea PSRM din cauza poziției partidului față de războiul din Ucraina. Colegii de partid au declarat ulterior că Dolinț ar fi fost supusă unor presiuni care au determinat-o să ia această decizie, fără a preciza despre ce mai exact este vorba. Bugetarii cu salarii mai mici de 15.000 de lei vor primi o alocație unică de 3.000 de lei, iar pensionarii care primesc mai puțin de 5.000 de lei pe lună câte 1.500 de lei. Suportul financiar prevăzut în legea rectificării bugetului votat astăzi în lectură finală va fi acordat începând cu data de 1 octombrie. Tot astăzi a fost aprobat și proiectul care prevede majorarea salariilor pentru bugetari și medici. Se va acorda un suport financiar unic în valoare de 1.500 de lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii și alocații sociale de stat stabilite până la 1 octombrie 2022, al cărui cuantum lunar nu depășește 5.000 de lei. Totodată vor beneficia de un ajutor unic de la stat de 3.000 de lei și bugetarii cu salarii mai mici de 15.000 de lei pe lună brut. Începând cu 1 octombrie, se va stabili indemnizația în mărime de 1.000 de lei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, tuturor copiilor, indiferent dacă părinții acestora au statut de persoană asigurată sau nesigurată. Până acum, de astfel de indemnizații lunare beneficiau doar persoanele neasigurate, indemnizația lunară acordată până la vârsta de 2 ani a copilului fiind de 740 de lei. Totodată, salariile bugetarilor urmează să se majoreze din 1 octombrie cu 5,5%, iar în sectorul medical salariile vor crește cu 10%. Proiectul include și ajutorul pentru perioada rece anului, iar că cheltuielile se majorează cu 86,6 milioane lei. Conform calculele propuse, veniturile și cheltuielile totale ale bugetului asigurării sociale de stat pentru anul 2022 se vor majora cu 1.600.000 de lei. Măsurile prevăzute în rectificarea bugetului de stat au fost aprobate astăzi în lectură finală de 54 de deputați PAS. Opoziția a lipsit de la ședință. Trei inspectori de mediu au fost atacați în timpul unei operațiuni antibraconaj de un grup de persoane care aveau cu ele pistoale și arme de vânătoare. Incidentul s-a produs la Ghidighici noaptea trecută, iar despre caz a anunțat șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Poliția a reținut 8 persoane. Ieri noaptea, în timpul unei operațiuni antibraconaj planificată de mai mult timp, inspectorii de mediu au fost atacați de mai multe persoane, în jur de 20, care aveau în dotare arme de tip automat, pistoale, precum și arme de vânătoare. Pe lângă faptul că li s-au smuls din piept camerele din dotare, aceștia au fost agresați fizic, a scris pe Facebook șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, care a calificat cazul drept unul fără precedent. Doi inspectori din cei trei agresați au fost transportați la Institutul de Medicină urgentă. Un bărbat a suferit contuzia țesăturilor moaia feței, comoție cerebrală și o plagă deschisă a buzei. Al doilea pacient are fractură la mâna dreaptă cu deplasarea fragmentelor. Ambii pacienți au primit îngrijirile necesare și au plecat la tratament ambulator sub supravegherea medicului de familie. Potrivit șefului Inspectoratului General de Poliție, totul s-a întâmplat la Ghidighici. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție care au reținut 8 persoane cu vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani. Acestea au fost escortate la Inspectoratul de Poliție Buiucan pentru documentare. Oamenii legii investighează cazul și acumulează tot materialul probatoriu pentru a putea fi stabilită pedeapsa. Doi bărbați au fost bătuți crunt de alți doi la o stație PECO din Călăraș. Potrivit poliției, conflictul s-ar fi iscat spontan, iar agresorii sunt cercetați în libertate. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care victimele sunt luate la pumni. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din imagini se vede cum doi bărbați ies din benzinărie, iar la un moment dat de ei se apropie un grup de oameni. Doi dintre aceștia încep să ia la pumni. Victimele sunt puse la pământ și bătute cu cruzime, în timp ce o persoană încearcă să-i oprească pe agresori. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în noaptea de 5 septembrie la Călăraș. Oamenii legii au stabilit că doi bărbați de 40 și 45 de ani din orașul Călăraș, în urma unui conflict abrupt spontan, au aplicat forță fizică asupra altor doi bărbați de 39
20, 43 de ani. Victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit vicedirectorului Spitalului Raional Călăraș, aceștia nu au fost internați și primesc tratament la domiciliu. Poliția a inițiat o cauză penală pentru huliganism. Persoanele care, dacă vor fi găsite vinovate, riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 5 ani. Cei doi suspecți sunt cercetați în libertate. Victimele vor fi supuse unei expertize medico-legale pentru a fi stabilită gravitatea leziunilor corporale. Marina Tauber rămâne în arest în penitenciar pentru încă 20 de zile. Decizia a fost luată de magistrații de la judecătoria din sectorul Ciocana. Avocații deputatului Partidului Șor, care solicită eliberarea Marinei Tauber, dar și procurorii anticorupție, care au cerut 30 de zile de arest, spun că vor contesta decizia la Curtea de Apel. Îmbrăcată într-un tricou pe care scria jos Maia Sandu, Marina Tauber a fost escortată în fața magistraților de la judecătoria din sectorul Ciocana. Eu, cum pot așa și protestez, dumneavoastră vedeți că meu este scris jos Maia Sandu. Judecătorii au examinat demersul de prelungire a arestului preventiv pentru încă 30 de zile depus de procurorul de caz și au admis parțial cererea. După ședință, Marina Tauber a venit cu mai multe acuzații la adresa Maiei Sandu. Noi o să continuăm proteste, noi suntem foarte indignați de ceea ce s-a întâmplat cu colegii noștri, așa cum a zis domnul Ilan Șor, ei au trecut toate limite, noi o să mergem până la capăt. Așa și n-am înțeles nici astăzi din ce motiv eu stau după grație. Nimeni nu poate să-mi explice acest moment. Dar după grație este așa cum după grație. Reprezentanții de la președinție nu au comentat acuzațiile. În timp ce magistrații examinau demersul afară în fața judecătoriei, 10 de simpatizanți în frunte cu mai mulți deputați ai Partidului Șor protestau împotriva arestului pe numele Marinei Tauber. Jos dictatura! Jos dictatura! Marina Tauber este învinuită pe două capete de acuzare, falsificarea raportului de gestionare financiară a Partidului Șor pentru primul semestru al acestui an și acceptarea cu bună știință a finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Acum o lună ea a fost reținută după ce a rămas fără imunitate parlamentară, iar ulterior a fost plasată în arest. Tauber se declară nevinovată și spune că totul s-ar face la comanda guvernării, acuzații respinse de pas. Procedura de autorizare a lucrărilor de curățare a arborilor sau defrișare a celor uscați va fi simplificată. Cetățenii care dețin gospodării împădurite private sau autoritățile publice locale care au în gestiune spații verzi vor putea demara lucrările în urma unei notificări depuse la Agenția de Mediu prin intermediul sistemelor electronice sau în mod fizic. Astfel, aceștia nu vor mai aștepta acte permisive, așa cum se întâmplă în prezent. Experții de mediu afirmă că decizia ar deschide calea defrișărilor ilegale. Intervențiile care vor fi posibile în baza notificării se referă la arborii uscați sau în curs de uscare, rupți sau doborâți de vânt sau zăpadă, arbori solitari care nu fac parte dintr-o plantație proiectată de arbori sau arbori puternic afectați de boli și vătămători. Iuliana Cantaragiu a precizat că mecanismul se referă doar la spațiile verzi din afara pădurilor și va fi implementat pentru a reduce timpul de așteptare în cazul unor lucrări urgente în condițiile în care, până în prezent, era nevoie de o serie de documente. În primul rând, obținerea certificatului fitosanitar, care este de obicei eliberat fie de spațiile verzi, da, de exemplu, în și nouă asociație Spațiile Verzi, sau Institut de Cercetări și Amenajări Silvice. Și din cauza că numărul de angajați, de exemplu, de la ICAS este destul de limitat, da? Dar cererile pentru a face această inventariere sunt foarte, foarte mari. Procesul însă durează chiar și un an de zile. Lucrările silvotehnice vor putea fi demarate în urma unei notificări depuse la Agenția de Mediu prin intermediul sistemelor electronice sau în mod fizic. Notificarea va conține informația cu referire la toate aspectele privind beneficiarul, necesitatea intervenției, locația și modul de intervenție. Inspectoratul în mod aleatoriu va face controle și dacă în cazul în care inspectoratul s-a produs un abuz, acolo va fi, bineînțeles, sancționat dur. Unii experți de mediu au criticat modificările. Gândurile guvernării este ca să aprovizioneze populația cu acele lemne care le-au promis. Nu este o decizie foarte bună. Înainte ca să defrișeze un
arbore îmi trebuia să informezi, să iasă la fața locului, era un control sigur, dar acum va fi libertate totală, care și ce va dori, aceea va face. Și ulterior, mă rog, nu poți să restabilești arborele doborâte. Modificările s-au făcut cu scopul nu de a avea mai multă masă lemnoasă, dar pentru a înlătura impedimentele de care sunt astăzi de curățirea arborilor. De exemplu, eu am văzut foarte mulți arbori și în Chișinău avem arbori uscați, da, care stau cu ani în șir și ei pun în pericol de la fiecare vânt să se prăbușească. Iuliana Cantaragiu nu a spus ce pedepse riscă cei care vor defrișa ilegal copaci în urma modificării mecanismului de autorizare a lucrărilor silvotehnice, iar purtătorul de cuvânt al instituției ne-a spus să revenim mâine pentru a ne oferi un răspuns la această întrebare. Afectată la fiecare furtună de copaci bătrâni care se prăbușesc peste mașini, drumuri sau chiar peste oameni, capitala abundă de arbori aflați într-o stare fitosanitară deplorabilă. Asta spun reprezentanții de la Spații Verzi care sunt responsabili de defrișarea acestora. Potrivit lor, de cele mai multe ori, copacii nu sunt înlăturați la timp din cauza mai multor obstacole cu care se confruntă. Lipsa specialiștilor, impedimente impuse de instituțiile statului pentru obținerea autorizațiilor sau din partea cetățenilor care se opun defrișărilor. Procesul de tăiere a unui arbore începe cu stabilirea în teren a stării acestuia de către specialiștii calificați în domeniul silviculturii. Întreprinderea Municipală Asociației de Gospodării de Spațiilor Verzi colectează sau primește cererile de la populație, de la solicitări din partea preturilor sau intervenim noi, monitorizarea noastră permanentă care se face în terenurile gestionate. Copacul, dacă este vizibil, vizual, noi îl apreciem că el este uscat deja, noi îl marcăm, după care noi inspectorii, personal, dacă să zicem în cazul meu, ca inspector, întocmesc un act fitosanitar care se depune după asta la Agenția de Mediu și așteptăm să primim autorizare pentru defrișare sau după caz, curățare. Pentru a obține autorizația de defrișare, solicitantul depune la Agenția de Mediu o cerere însoțită de actul de cercetare fitosanitară și alte acte necesare în dependență de categoria terenului și tipul intervenției propuse. Examinarea cererii și eliberarea autorizației se desfășoară doar prin intermediul unui sistem informațional automatizat, în conformitate cu principiile și mecanismele procedurii de ghișeu unic și durează cel mult 20 de zile. După ce se parcurg toate aceste etape, un copac ajunge să fie tăiat de către angajații întreprinderii Spații Verzi. Asta în cazul în care nu a fost doborât de o calamitate, așa cum s-a întâmplat în cazul acestui copac. Legislația permite defrișarea arborilor fără autorizație în cazul situațiilor excepționale cauzate de calamități naturale, avarii sau în situațiile în care copacii sunt afectați de boli sau de vătămători. Specialiștii din cadrul întreprinderii municipale se plâng că se confruntă cu mai multe impedimente atunci când un copac uscat, bolnav sau infectat trebuie defrișat. Problema de bază la momentul de față sunt forțele de muncă, personalul calificat care poate lucra cu unelte, cu motounelte, cu motoferestrei, sunt probleme cu automobilele parcate, sunt probleme cu locatarii, de exemplu, sunt curți unde se este, autorizația este eliberată, reprezentanța de la Spații Verzi, echipele de defrișare intervin, da, iarăși sunt locatari care împiedică efectuarea lucrărilor. Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare lucrează în prezent la elaborarea unui registru electronic care le va permite angajaților de la Spații Verzi să poată defrișa în timp copacii bolnavi și uscați. Baza de date ar urma să includă informații despre starea fitosanitară a arborilor din grădinele publice, scoaruri și alei și se preconizează să fie gata în următorii 2 ani. Problema arborilor uscați care nu sunt defrișați la timp este una veche în capitală. Aceștia sunt primii care se prăbușesc în timpul furtunilor, avarii în mașini, fire electrice sau blocând drumuri. Au fost cazuri când astfel de incidente s-au sfârșit tragic. Chiar în această primăvară, o fetiță de aproape 2 ani a murit după ce un copac a căzut peste căruciorul în care se afla. Se apropie ora 18, iar asta înseamnă că începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Login este în legătură directă cu noi. Anișoara, bună ziua! Ce ne-ați pregătit pentru astăzi? Bună ziua, Tatiana! Ca să-ți spun ce am pregătit, pentru început vreau să te întreb dacă ți mai aduce aminte cam ce făceai tu pe la 16 ani, în afară de faptul că mergeai la școală. Vai, făceam bine.
Aveam 16 ani, făceam bine. Aveam 16 ani și toată viața înainte, da? Cam așa da. A sunat asta. Păi uite că astăzi vom vedea la o seară perfectă povestea unui tânăr care la 16 ani administrează deja două afaceri. Uite că se întâmplă și din astea. Da, departe de noi astfel de, da. De activități, însă așa-s vremurile, acum copiii sunt mai, nu știu, merg înaintea noastră. Da. O să vedem așadar povestea acestui adolescent, iar în studio ne vom întâlni cu o jurnalistă extrem de populară în mediul online, este vorba despre Doina Danielean, și vom discuta despre Festivalul Zilele Filmului Românesc, care se apropie acum în septembrie, un festival la care sunt așteptați amatorii de pelicule românești. Așadar, vă aștept și eu la o seară perfectă. Anișoara, îți mulțumesc. Președintele rus Vladimir Putin a țipit la o reuniune a Consiliului de Stat privind dezvoltarea turismului din Rusia. Imaginile video publicate arată că liderul de la Kremlin nu a fost singurul oficial de la masă care a moțăit în timpul discuțiilor. Potrivit presei britanice, el ar fi dormit circa 12 minute, iar nimeni nu a îndrăznit să-l trezească. În imagini îl vedem pe liderul de la Kremlin dormind în timpul unei ședințe privind dezvoltarea turismului. Potrivit presei britanice, Putin ar fi moțăit aproximativ 12 minute, timp în care nimeni nu a încercat să-l trezească. Filmările îi arată și pe alți oficiali încercând cu disperare să-și țină ochii deschiși și pe cei care au ațipit în timp ce ascultau discursurile. Evenimentul a avut loc pe o insulă de lângă Vladivostok. Jurnaliștii presupun că schimbarea bruscă a fusului orar ar fi de vină pentru faptul că pe oficial i-a luat somnul. Anterior, președintele Rusiei a mai fost surprins dormind la evenimente oficiale. Unul dintre cele mai memorabile cazuri s-a întâmplat în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă la Beijing în februarie, chiar în momentul în care defila echipa Ucrainei. La 5 ani de când au plecat de la Casa Albă, soții Obama și-au dezvelit portretele oficiale care vor înfrumuseța pereții reședinței prezidențiale. Evenimentul a fost găzduit de actualul șef al Statelor Unite, Joe Biden, cu care Barack Obama are o relație strânsă de prietenie. Aplauze și felicitări au răsunat la Casa Albă atunci când Barack Obama și soția sa și-au dezvăluit portretele oficiale. When future generations walk these halls and look up at these portraits, I hope they get a better honest sense of who Michelle and I were. Soția sa, Michelle, a declarat că aceste portrete vor aminti despre faptul că există un loc pentru toată lumea în SUA. This day isn't about me or Barack. It's not even about these beautiful paintings. It's about telling that fuller story. A story that includes every single American in every single corner of the country. Tradiția din Statele Unite cere ca președintele în exercițiu să-și invite predecesorii împreună cu primele doamne pentru a le dezveli în cadrul unei ceremonii oficiale portretele de la Casa Albă. There are few people I've ever known with more integrity, decency and moral courage than Barack Obama. Evenimentul a fost amânat timp de câțiva ani din cauza că fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, un susținător al mișcării Birther, care îi discrimina pe cei născuți în afara SUA, refuza să găzduiască ceremonia pentru Barack și Michelle Obama, asta deși Obama este născut la Honolulu, statul Hawaii. 26 de goluri au fost marcate aseară în 8 meciuri din Liga Campionilor. Napoli a învins-o pe FC Liverpool, iar Bayern München s-a impus în duelul cu Inter Milano. Tot aseară, Sheriff Tiraspol a efectuat ultimul antrenament înainte de debutul în grupele Ligii Europei. Campioana Moldovei se va duela astăzi cu Omonia Nicosia. Între timp, formația Galatasaray, care nu evoluează în cupele europene, și-a întărit lotul cu un nou atacant. Mauro Icardi a fost întâmpinat cu Ural în Turcia. Iar la US Open au fost stabiliți ultimii semifinaliști. Aflați cine sunt ei în câteva minute la știrile din sport. Cel de-al doilea suspect căutat în ultimele 5 zile pentru înjunghierea mai multor persoane într-o provincie din centrul Canadei a decedat la spital la scurt timp după ce a fost arestat.
He was pronounced deceased at the hospital. Again, I would like to offer my deepest condolences to the families and all those affected and impacted by these events. Potrivit The Guardian, suspectul a murit în urma unor răni pe care și le-a provocat singur. Autoritățile canadiene afirmă că bărbatul de 32 de ani a fost condamnat de 59 de ori în ultimii 20 de ani, inclusiv pentru violență domestică, atac cu armă sau atac asupra unui polițist. Luni a fost găsit cadavrul fratelui său, suspectat că i-ar fi fost complice. Întrucât ambii bănuiți au murit, poliția ar putea să nu afle niciodată ce i-a determinat să înjunghie toți acei oameni. Atacul de duminică s-a soldat cu 10 morți și 18 răniți. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0222 13645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!